Da, salutare oameni buni, sunt Andruc, bineți venit la Chasing Bets. Bine, de ieri, din păcate n-a ieșit, jucasem pe PAOK să fac un 1x și să fie peste 7 cornere. N-au fost cornere decât 2 sau 3. A fost absolut ciudat meciul, că nu s-au obținut cornere. Iar la Roian San Jiloaz cu Slavia Praga, jucasem GG sau peste. Mai toate meciurile de ieri au fost GG sau peste. Acel meci a fost 0 la 1. S-a calificat Slavia Praga. Bun, pentru astăzi avem așa puține meciuri din campionat din Europa. Mai este Conference League, Astana cu Real, Astana cu Corvinu și Real Madrid cu Atalanta. Este meci de Supercupa Europei. Astana Corvinu va fi meci în Conference. Au avut 2-1, au câștigat kazacii. Sunt clar favoriți să treacă peste. Corvinu acum are și deplasare foarte lungă până în Astana. Eu zic că n-au nicio șansă. Am jucat pe Astana să marcheze 2 plus la cotă de 1,70. Iar apoi Real Madrid cu Atalanta este Supercupa Europei, dar vă dați seama că au fost și jucătorii mari în vacanță până de curând, pentru că n-au venit direct la amicalele alea. Au băgat mai mult rezerve Real Madrid în amicalele acelea pe care le-au jucat vara, deci de-abia acum începe pregătirea cât de cât. Acest meci este și el un meci de pregătire, o să joace puțin vedetele Mbappé, Vinicius nici nu știu dacă o să joace, probabil că o să-i bage puțin. Nu văd un meci neapărat așa de clar spre Real Madrid, este cota dată special așa mică, ca să se arunce foarte multă lume pe ea. Eu sincer văd un potențial egal. Am jucat 2-5 goluri, în caz că vedem un egal cu golul 1-1-2-2, am jucat 2-5 goluri la 1-30, pentru a nu risca prea mult. Și dacă e să jucați, puteți juca peste două șuturi pe poartă. Atalanta are undeva la 1,40. Deci Ancelotti a și declarat că jucătorii au venit târziu din vacanțe și noi trebuie să ne gândim la acest meci din vacanțe. Mă rog. Deci bun, și mai adaug lângă el un meci de tenis, Jack Draper cu Jaume Munar, unul solist. Draper e un jucător înalt, foarte puternic pe serviciu și foarte bun pe suprafețele rapide. Jaume Munar are un jucător micuț, mai mult de zgură, n-ar trebui să aibă probleme Draper. Deci 1 pe Draper. Ăsta este biletul meu. Astfel avem o cotă de 2,69. Astana cu Corvino, am pus Astana să marcheze 2 plus. Astana marchează 2 plus. Am pus Real Madrid cu Atalanta 2-5 goluri și Jack Draper 1 solist. Asta ar fi biletul meu de astăzi. Cotă de 2,69. Avem, zic eu, șanse bune. O să joc 8 unități pe acest bilet. Mersi de atenție. Dacă îl jucați, avem baftă.